trecem la ea. Pentru că atunci când arăți așa, nu ai nevoie de niciun afiș. Sunt Loredana Ungureanu, de 10 ani stau în Barcelona și între timp am început să lucrez ca model. Poți să te ridici puțin în picioare? Să ne faci de râs? Bun, mulțumim! Ai iubit? Nu. Ai avut? Acum 2 ani nu mai am iubit. Pariu! Pariu, hai să facem cu Bob. Dăm Bob. Asta? O pupă bendeac sau nu o pupă bendeac? Zi, fratele meu. Am degetele de la picioare foarte frumoase. Runele, ce zic runele? Nu doar că ar pupa-o, dar și... Exact. Ca să se bucure și ochiul nostru, am chemat-o pe ea. Restul să fie primit și hai, Doamne ajută! Aplauze pentru Loredana Ungureanu! E nevoie și de cineva care arată bine în stand-up! Barcelona. Salutare! Salutare! Uite, joacă dezinteresul, fii atent. Da. Mă bucur foarte tare să fiu aici. La 15 ani am început să lucrez ca model și tata mi-a zis: dacă vrei să fii model, trebuie să începi de jos. Acum am 29 de ani și mă dor rău genunchii. Acum e amuzant, dar eu aveam 15 ani. În meseria asta trebuie să faci multe sacrificii. Trebuie să știi să stai și să aștepți să lucrezi. Zici că stăm la coadă, la moaște. Bine, singura diferență între noi și babele care stau la coadă la moaște este că noi nu doar le pupăm, noi ne și culcăm cu ele. Mucha suerte! Bun! Okay. În meseria asta trebuie să fii foarte slabă. Cu cât ești mai slabă, cu atât te poți strecura să ajungi mai repede în pat cu moaștele. Știi, se culcă cu boșorogi. Da, înțeleg. Eu s-atem la bendeac să văd când se declanșează. Vedem în toate revistele că se promovează un ideal de frumusețe ireal. Pierde 5 kg rapid, dieta fulger. Fulger pentru că te trăsnește foamea. Și pe pagina următoare tipă face reclamă la anorexie. Acum m-am retras din modă, am început să mănânc, am pus tocurile în cui și vomit doar de plăcere. Okay. Dar am descoperit și cea mai bună dietă. Da. Photoshop. Mai nou, femeile și bărbații ne-am împărțit în categorii după orientarea sexuală. Suntem hetero, gay, bi, trans și influenceri. Am o prietenă influencer, are peste 100.000 de followeri, are mii de like-uri zilnic, are admirator peste tot. Are mare nevoie de un job. Fetelor, știți momentul acela când vedeți pe stradă un bărbat și vă gândiți: l-aș urma până la capătul lumii, până când începe el să vă urmărească peste tot? De curând m-a urmărit un tip pe stradă, am dat 3 ture de bloc, la ultima tură mergeam atât de repede încât am ajuns să-l urmăresc eu pe el. L-am prins, l-am băgat pe străduță și l-am violat, să învețe minte. Voi, bărbații, nu aveți problema asta. Nu s-a întâmplat niciodată ca un bărbat să ajungă în fața blocului și să sune iubita: coboară să mă iei. Ce ai, mă? Hai, urcă. Las care este o femeie, se m***ează la mine. Mă duc la mine acasă. Băi, e greu să faci. Adică ea gândește în spaniolă, din câte înțeleg, și le traduce. E un fel de margarina, margarina resnistor de aia. Tristor. Margarina Tristor. Noi, femeile, tot timpul luăm măsuri de precauție. Ne uităm frecvent în spate, avem grijă cu ce ne îmbrăcăm, ținem cheia strâns în pumn, nu ieșim fără sutien. Fără sutien îți sar sânii. Când îți sar sânii, nu poți să fugi. Când nu poți să fugi, te panichezi. Când te panichezi, intri în depresie. Când intri în depresie, nu poți să mănânci. Când nu poți să mănânci, ajungi model. Vă mulțumesc! Atenta a fost good. E terminat? Gata, 4 de 7, pe cuvântul meu. Dai, uite pe maestru bendeac, stai. Ia. Oară atât? Da. Oară atât? Atât am pregătit. Dacă îmi permiți o glumă, ca modelele, scurt și la obiect. Suntem în dificultate.
În mare dificultate, spune. Dar de ce doar atât? A luat vocea aia groasă, dar de ce doar atât? Am foarte mare emoții, să știți. Se vede. Se vede. M-am întors de curând în țară. De unde? De unde? Din Barcelona. Și mi-am tradus textul special pentru Ai Umor. Acum lucrez la text să pot să fac și stand-up în România și să stau aici și să mă întorc la familie. Ai o familie? Vrei să fiu familie? Aici vrei să ajungi. În sfârșit. Te-am mirosit. Cu zâmbetul așa ușor, timid, olibidinos. Cine mă, eu? Și totuși eu. Zâmbet, timid, olibidinos. Și totuși mai cred în pereche. Și totuși ceva s-a întâmplat. Te rog frumos să-mi arăți exact cum fac eu în momentele de genul acesta, pentru că sunt dispus să te cred. Deci cum fac eu? Mai te pui așa într-o parte, nu stai cu toată fața, știi? Și cumva involuntar ți se mișcă gura, știi? Într-un mod nefiresc. Faci o grimoasă. Cum așa? Mhm. Și totuși există. Cu ceodată cu fața total înspre om. Când îmi place mie cineva, dar ea nu-mi plăcea. Iubesc, am curaj și mă tem. Și totuși există iubire. Și totuși există blestem. Ce mă? Hai mă, uite. Zic. De ce ne-am oprit? Pentru că eu nu știu ce să fac. Da, eu știu ce să fac. Ia mă, fă. Uite, învață-ne. Bun. A, nu știi ce să votezi, asta spun. Da. A, eu știu ce să votez. Dar cred că, cred că ești o prezență foarte, foarte plăcută din multe puncte de vedere. Cred că ai o privire extrem de luminoasă și de pătrunzătoare în același timp. Cred că ceea ce ai spus, materialul, este relativ mediocru, momentan, dar sigur că se poate lucra. Ar trebui să fii pe la cursuri. Pentru treaba asta, cred că ești mult, mult prea cu minte. Și dincolo de faptul că ești mult, mult prea cu minte, nu cred că ai date în această direcție și nu cred că o să fie vreodată o carieră pentru tine. Însă eu am cerut o chestie, nu v-am spus-o până acum. Înainte de acest sezon am cerut un lucru și cumva s-a acceptat. Nu știu dacă există și o limită vis-a-vis de treaba asta, adică de câte ori se poate întâmpla. Și ce vrei să zici? Ideea e în felul următor, că există pentru fiecare dintre noi posibilitatea ca o dată sau de două ori pe sezon să alegem o persoană sau două persoane sau maxim să spunem trei persoane, să există o limită, dintre cei care vin aici pe scenă și să le dăm o altă șansă, dar în același timp implicându-ne vis-a-vis de treaba respectivă sau recomandându-le să lucreze cu cineva. Implicându-ne. Eu mai deci vrea mai aproape Bendeac de acasă. O meditație. Da. Până în ultima zi de audiții și acolo se întâmplă treaba respectivă, dar juratul respectiv să nu mai aibă drept de vot, ci doar ceilalți doi. Da, nu se poate. Ce trașam. Cățești, mă! Să ajungi tu producătorul acestei emisiuni, vreau să spui tu că nu se poate. Rezolvat. Deci deodată se inventează un regulament. Eu aș vrea să scot această cartă verde. Da, mă, eu sunt de acord. Acum. Eu sunt de acord. Stai că... Ce? Aia a fost o invenție ad hoc, aia cu cartea verde. Pe noi ne-a întrebat ce părere avem despre această idee. Am aflat acolo. Dar nu, de ce nu? Pentru că mi s-a părut, te-ai întristat înspăimântător de tare în momentul în care ți-am spus că eu nu cred că poți să faci treaba asta. În continuare, cred că nu poți să faci treaba asta. Cred. Bun, toată ființa mea că tu poți să faci asta. Și eu cred. Dar aș vrea să scot această carte verde. Nu știu ce la femeile frumoase, toate de care îi place, le spune chestia asta, tranșantă. Da, am observat asta. Okay. Mie îmi place, Bendeac are o tactică foarte interesantă. Cumva otrăvește omul și invită-l să trăiască. Cam așa e. Știm asta deja, o face de câteva sezoane. Ia, mori, dar trăiește. E foarte clar că ai materia cenușie necesară. Trebuie să lucrezi și să nu te uiți în gura lui, pentru că e important ce crezi tu. Nu te opri la asta și nu lua literă de lege ce a spus el. Nu e sfânt ce spune el niciodată, da? Ferească, Dumnezeu. Am să continui. Ai comedie fără pauză și porție dublă de Ai Umor pe Antena Play. Așa că abonează-te pe Antena Play ca să vezi edițiile integrale Ai Umor și tot ce nu s-a văzut la TV. Hai, Antena Play!